Beloved, to eat after me. Anna is wonderful. Anna is wonderful. It's wonderful, it's so easy. Nice try, Ana. Bună încercare. Știi, de fapt, roboțelul trebuie programat ca să facă funcția respectivă. Cine ar putea să programeze asta? Un copil de vârsta de? Chiar și de 5 ani. Chiar și de 5 ani? Chiar și de 5. Cine să facă asta? Sigur, odată ce va veni la cursul de robotică, el va putea să facă cu siguranță această sarcină. Bine te-am găsit, Eugenia. Suntem lângă Eugenia Caracaș. Suntem în Călăraș, în orășelul Călăraș. Campania UE pentru Moldova Rurală continuă activitățile noastre de descoperire a rezultatelor, schimbărilor care au loc în zona rurală și a oportunităților oferite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea localităților rurale. Bun venit la Călăraș, bun venit la Better Version. Better Version fiind un centru de dezvoltare personală. Când am auzit că e un centru de dezvoltare personală, mi-am pus o întrebare firească. Ce vârstă au elevii voștri? Vârsta este extrem de versatilă, deci pragul acesta de vârstă. Cel mai mic beneficiar a fost de 4 ani, cei mai în vârstă fiind de 70 de ani, peste 70 de ani. Să-mi spui mai multe acolo, lângă ABAC. Corect l-am numit? Corect, deci este un ABAC. Deci aici se face și aritmetică mentală. Aici se fac și lecții de engleză. Mulțumesc mult! Ia loc, te rog. Lecții de engleză, lecții de germană, ce mai faceți voi? Bun, aveți lecții de creativitate, am citit eu, de gândire logică. Nu-i târziu pentru mine să mai lucrez la logică? Absolut deloc. Nu este târziu pentru nimeni să învețe ceva nou în nicio perioadă din viață. Și pe lângă asta mai avem ateliere cu pixuri 3D, avem ateliere de dezvoltare pentru preșcolari, germană, limba germană și deja cele pe care le-ai enumerat tu, Ana. Dar mă interesează, ce îi preocupă pe elevii care, uite, ating o asemenea vârstă de 70 de ani? Pentru ce vin ei aici la Better Version? Ei bine, asta este un caz fericit, când un cuplu ieșit la pensie și-a propus să învețe o limbă nouă. Ei mai merg în vizită la copiilor care se află peste hotare și cu siguranță aceasta îi ajută foarte mult în comunicare, în deplasări și tot așa. Trebuie să vă spun, nu știu dacă am menționat la început, că Eugenia este fondatoarea acestui centru. Tu ai locuit 3 ani în Marea Britanie. Acolo ai obținut licența de activitate în calitate de profesor de limbă engleză. Și apoi ce ți-ai zis? Că vin eu în Republica Moldova să spun ceva, care a fost scopul măreț pentru care ai fondat acest centru, mai ales cu un spectru atât de larg de activități. Inițial am venit pentru a-mi reîntregi familia, însă nefiind mulțumită total de ceea ce avem, am zis să nu stau cu mâinile încrucișate și să mă complac cu situația care este, am suplecat mânicile și împreună cu colega mea am pus la cale acest centru ca să facem lumea mai bună în jurul copiilor noștri. Aici nu prea știi abstract. Facem lumea mai bună. Concret, ce învață aici copiii? Copiii învață abilități practice de programare, așa cum este în cazul roboțeilor, de calcul mental, așa cum este în cazul aritmeticii mentale. Ei dezvoltă creativitatea și viziunea, da? Gândirea vizionară cu ajutorul pixurilor 3D. Dobândesc două limbi noi deocamdată, engleza și germana, și diverse activități interactive prin care ei dezvoltă vorbirea, creativitatea, capacitatea de a-și expune liber opiniile și ceea ce văd și își doresc, și desigur dezvoltare personală la nivel de personalitate. Atunci când înființai acest centru, știu că nu aveai un capital, să zicem, foarte mare. Mai aveai nevoie de niște mijloace financiare. Și atunci te-ai gândit la programul Femeie în Afaceri, un program al ODIM, dar am înțeles că procedura e foarte simplă ca să accesezi un grant. Ai obținut o sumă de 143.000 de lei. Corectează-mă dacă corect, este bine, deocamdată. Și ți-a ajuns ca să faci ce? Cum ai folosit acești bani? Da, deci cu ajutorul acestor resurse, noi am investit în noile cursuri care au venit ulterior după deschiderea centrului nostru. Aici vorbim despre cursul de aritmetică mentală și cursul de robotică. Deci noi am investit în utilaj de roboți. Avem 8 seturi.
am investit în mobilier, am dezvoltat o mică bibliotecă, am investit în utilaje, laptop, printerul masiv pe care îl vedeți aici și în cursuri eventual, pentru că ceea ce predăm noi și livrăm este o investiție în noi în primul rând și suntem în acest proces în care într-una investim ca să putem să livrăm și să oferim mai departe. E ușor să fii antreprenoare? Nu știu dacă diferă să fii antreprenor sau antreprenoare în Republica Moldova, e mai ușor, e mai greu, dar tu cum simți asta și ți-a fost de ajutor acest program? Ai avut încredere? A fost o procedură complicată sau nu? De la beneficiar știu că e cam simplu. Te prezinți, îți prezinți ideea de afaceri și atât, și nu ai nevoie de prea multe dovezi ca să... Exact. Aici aș putea să merg ca și o sugestie pentru cei care ne văd. Nu este o procedură nevoioasă, este chiar facil. Am îndeplinit planul structurat care este acolo, după care am pus în practică, am implementat ideile pe care le-am scris pe foaie. A fost ușor în cazul nostru. Ce se spune și simplu, cu ce începe procedura asta? Intri pe odin.md, după care acolo sunt diverse structuri, programe pentru tineri în afaceri, femei în afaceri și așa mai departe. Noi am accesat femei în afaceri și am descărcat formularul și deja actele necesare pentru completare. Am completat, am făcut un lucru mai puțin interesant, să zic așa, și iată-ne câștigătoarea acestui mult program. Mult ai așteptat să fie anunțată câștigătoarea a grantului? Cât a durat? De la momentul în care ai depus dosarul până când ai fost anunțată că felicitări? În jur de 5 luni, aș spune. E cere o sumă anumită sau... ei îți oferă, există o sumă disponibilă, deci 143.000 de lei. Deci nu mai mult, nu grantul mai rotunjit ar fi 1.665. 1.650. Așa. 1.650.000. Așa. N-am spus bine. 165.000. Mulțumesc. Am scos-o în capăt. Deci așa, 10% din această sumă este investiția proprie cu care venim inițial. Și mie mi se pare rezonabil acest lucru, pentru că în momentul în care un antreprenor este dispus să vină cu contribuția proprie, în felul acesta este sigur și el este determinat să poată accesa ideea pe care o are. Și iată, am venit cu această investiție de 10%, după care a fost virsamentul de restul sumei, 143.000. Foarte tare. Dar mai tare decât atât, în această clipă, e pixul pe care l-ai lângă tine. Am auzit eu despre acest know-how, un pix spre idee, dar nu înțeleg și nu pot să intuiesc la ce folosește. Ce faci cu el? Acest pix poate crea desene în volum, de fapt sunt niște mici construcții care sunt create cu ajutorul acestui plastic care trece prin pix și devine o substanță viscoasă, ușor de modelat. În felul acesta copiii sau oricine mânuiește acest pix poate să creeze orice formă își dorește. Sunt două metode, prin a crea în aer, pur și simplu, da? Atunci când este deja mai bine... deci mobilitatea și este mai bine familiarizat cu acest instrument și lucrul pe șabloane, deci se creează piesele pe șablon, ele se dezlipesc, apoi se unesc și se creează căsuțe. Nu povesti atât de mult, arată mai bine, știi, vorba ce e, mai bine o dat și vezi că de 1000 de ori se auzi. Da, acum tu îți poți crești un desen, o figură aici? Hai să încercăm. El acum se încălzește. Dar un copil de ce trebuie asta? Mă dezvoltă dexteritate sau ce? Motricitatea fină că stă și lucrează cu pixul ăsta. Cum l-ajută? Atenția, concentrarea, dezvoltarea logică. Pe undeva sunt și elemente de fizică, întrucât ca construcția să rămână fixă, tu trebuie să gestionezi anumite momente. Și iată, în felul acesta, copilul are beneficii multiple în urma activității acesteia. Și plus că este foarte interesant pentru ei. Ei, deci te este ceva nou? Știință prin ceva distractiv, interactiv, nu? Absolut, da. Hai să te uiți la o tablă, la cifre și nu știu ce. Mai bine explici ce-i 3D arătându-i. Așa eu te urmăresc cu mare atenție. Dacă ies ceva,
Acuș. Așteptăm să ajungă la 190 de grade. Partea bună este că acest plastic protejează, deci doar vârful care, prin care vine. Mai avem acest suport care ajută copilul și este sigur pentru el. Hai să așteptăm să ajungă așa. Scoate un sunet. Scoate un sunet, deci în timpul ăsta plasticul este tras înăuntru. Și așteptăm și substanța viscoasă. Da, substanța asta viscoasă, înțeleg eu că tot trebuie să aprovizioneze, adică tot trebuie tot să umple rezervorul sau... Da, iată aceasta este. Ea se topește cumva la temperatura care ajunge. Așa. Dacă poți faci două lucruri, poți faci multe. Pot, pot. Deci femeile fac asta tare ușor. Fac. Așa e. Tu ziceai că elevii tăi sunt și din spațiul rural, adică din localitățile rurale. Dar de unde vin ei aici? Așa este. Ei vin din satele învecinate. După ce vin? Adică ce lecții îi interesează cel mai mult? Lecțiile de weekend, care fiind atelierele de pregătire pentru preșcolari, avem și aritmetica mentală, pixurile 3D de asemenea sunt beneficiari din exterior. Sau din sate, mai bine zis. Acum așa. Fac o cremă pentru tort. Așa, caut cremă. Ea se întărește. Deci ea acuș se întărește. Și nu se lipește de masă, așa înțeleg. Și nu se lipește de masă. Hai să încercăm să facem iată așa. Dar de unde aveți voi pixul ăsta? Le-am procurat online. La noi sunt o versiune mai vechi, să zic așa, în magazinele de la noi, însă acesta este ușor, este ergonomic, nu este atât de voluminos pentru... Bun, acum înțeleg de ce vorbeai despre concentrare și atenție. Așa, aici mi-ar fi trebuit un punct de sprijin, o să încerc să-l fac. Așa. Vreți face o piramidă? Ca o piramidă, hai să încercăm ca să înțelegem cum desenăm noi în volum. Iată așa desenăm noi în volum. Așa, așteptăm să se întărească. Deci dacă simetria nu o să fie perfectă, dați-mi crezare. Da, așa, greu. Ok. Nu trebuie să fie artist mare să faci asta. Nu neapărat. Dar ajută, da? Asta îmbunătățește capacitățile artistice. Așa, iată așa s-a primit un... Și deja am putea chiar să întărim și să îmbrăcăm această construcție. În volum. Dar copiii tăi vin aici? Ai trei copii. Am trei copii, cu siguranță. Vin, mulțumesc din suflet. De fapt, prima idee de a înființa acest centru a fost pentru ei. M-am gândit unde aș merge eu ca și beneficiar, da? Unde, ceea ce mi-ar fi mie util. Și în felul acesta, creând niște condiții pentru ei, cu siguranță putem să spunem că am deschis oportunități pentru toți cei care doresc să ne calce pragul. Așa, haideți să întărim această construcție. Avem culori de mai multe, deci sunt aceste mini de mai multe culori. Se lucrează colorat, interesant. La un moment dat am făcut chiar și turnul Eiffel. Copiii care chiar începători le-au reușit o construcție destul de fidelă a turnului Eiffel. Deci cam așa dacă ar fi o structură rudimentară. Și cât e de rezistent? Dar nu-i fierbinte, nu? Nu-i fierbinte, nu. Cât e de rezistent o oară? Este ok să o punem pe o policeară și să o avem ca amintire. Cu toate că dacă o să întărim construcțiile, copiii fac și copiii mei, tot având pix 3D, fac praștii, fac tot felul de chestii interesante pe care le pune să meargă, biciclete și... Super tare, construiți mai multe straturi, spun și așa. Corect. Le fac rezistente. Da, da, da. Explică-mi, te rog, poate sunt oameni care nu cunosc ce este aritmetica mentală. Cum se folosește acest abac? Prin ce diferă aritmetica mentală de matematica pe care o fac elevii la școală, de exemplu?
ce abilități noi dobândesc? Aritmetica mentală este metoda de calcul japonez cu ajutorul abacului, se numește metoda Soroban. Ea funcționează după alte reguli decât cele aritmetice pe care le cunoaștem cu toții. Iată, aici avem aceste beluțe care reprezintă anumite valori. Copiii la început calculează pe acest abac, deci mișcând beluțele. După care abacul este luat de la ei și ei fac aceleași proceduri, același algoritm, imaginându-și abacul. Și ei în acest timp lucrează cu două emisfere ale creierului simultan. Dacă în aritmetica simplă noi lucrăm așa, dacă în aritmetica simplă noi lucrăm doar cu partea dreaptă, aici și cu partea stângă, când elevul sau persoana își imaginează abacul, și el în acest timp stimulează întreagă sau toate funcțiile creierului. Deci și partea creativă și partea logică funcționează, colaborează și atunci se dezvoltă multilateral. Așa este și mai mult decât atât îmbunătățește memoria, gândirea logică, strategia, capacitatea de a lua decizii rapid și foarte multe beneficii, pentru că în primul rând mulți părinți aduc copiii nu neapărat pentru performanță, ei aduc copiii pentru beneficiile pe care le oferă. Chiar zilele acestea am avut un feedback de la un părinte care vine cu copilul deja la al doilea nivel de aritmetică mentală și spune: noi am observat îmbunătățirea rezultatelor lui la școală, la matematică, și mai mult decât atât, el este interesat să meargă la școală. El este deci cumva captivat și de învățământul formal. Ceea ce ne bucură, fiindcă la un moment dat cineva zicea: poate nu vă simțiți ca o concurență pentru școli. Nici de cum, noi venim ca și un suport, copiii care vin aici, cu siguranță ei vor fi implicați sau vor avea rezultate mai bune și acolo. În plus am auzit eu că după mai mulți ani de exercițiu, copiii ajung să fac exerciții matematice foarte complicate în minte, adică fără să aibă abacul în față, fără hârtie, fără nimic. Exact, așa este. Iarăși, prin imaginarea abacului, ei cu degețelile cum ar fi mișcă aceste beluțe, își imaginează beluțele și în felul acesta, după strategiile și algoritmii aritmetici mentale, ei pot să dea rezultate, deci de sume foarte mari în câteva secunde. Știu că organizați și evenimente de dezvoltare personală, da? Mai exact ce se întâmplă acolo? Și vin diferite categorii de vârstă, adică oameni cu diferite vârste. Ai dreptate, Ana. Aceasta se întâmpla până la pandemie și cu spor sperăm după aceea. Am avut și evenimente unice în care un număr de beneficiari pe o anumită temă, cum ar fi încrederea stimei de sine, diferite probleme de familie, stil de viață sănătos, comunicarea, deci mai multe teme care ar fi actuale și benefice pentru beneficiarii noștri. Și ce o să te întreb? Au încercat oamenii să te descurajeze la început de cale, să-ți spună că această idee nu are cum să aibă succes, să ia foc aici, înțelegi? Nu că vreau să supăr locuitorii orașului Călăraș, dar este un orășel micuț, da, unde, să zicem, nu circulă cei mai mari bani din toată țara asta. Te-au descurajat sau nu? Și ce le-ai răspuns lor? Cât de tare credeai în ideea ta? Să știi că am avut așa, dar nu aș putea să zic că a venit cu scopul să mă descurajeze. Ei cumva vroiau să mă protejeze, să-mi păstrez resursele. Spune: nu investi, tu ai să pierzi banii, lumea nu este deschisă către ideile tale romantice. Încearcă să fii mai reală, pentru că lumea acum cumpără mâncare și materiale de construcție și haine eventual. Ei bine, noi am venit pe un teren nou, am implementat această idee aici și cu succes i-a prins. Deja se fac 2 ani de existență a centrului. Felicitări! Mulțumim frumos! 2 zile în urmă ați sărbătorit, da? Da, 2 ani. Pe 1 februarie este ziua inaugurării acestui centru. Felicitări! Și dovadă că funcționează, că merge unsă pe unt această idee, sunt oamenii care vin. Tocmai 200 anul trecut erau, nu? Elevi ați avut. Da, dacă e să calculăm toți beneficiarii cursurilor noastre, am ajuns la 200 de beneficiari. Felicitări! Să-ți meargă așa și de acum încolo. Mulțumim frumos! Să se mulțească, să te extinzi.
și într-adevăr să aduci bucurie. Apropo, mie tare îmi place logotipul vostru, aveți acolo o perlă în scoică. Și asta, ultima întrebare, ce înseamnă, de ce ai pus acolo perla? Deci mie îmi place filozofia aceasta de creare a perlei. O perlă se creează atunci când nimerește într-o scoică, scoica fiind deranjată de forma firului de nisip care nimerește acolo, și ea eliberează un tip de SIDF care o face rotundă și mai puțin deranjantă. Și bine, acest fir de nisip care nimerește în scoica potrivită, el devine perlă. Cam aceasta ar fi și filozofia acestui centru. Orice persoană, deci așa cum este el nimerind aici, prin șlefuire, deci prin lucru, el este mai bun și în final poate deveni o perlă a propriului său potențial. Și frumos că, uite, perla asta se apare după un proces așa dureros, neplăcut, ziceai tu, pentru scoică și elimină, iată, SIDF-ul ăsta. Fix ca în viață, devii om bun după ce treci prin niște suferințe, prin greutăți, așa a fost poate și în cazul tău, uite că ai fost și departe de casă, ai fost despărțită de familie și te-ai revenit cu o idee de afaceri care nu este o simplă afacere, de fapt, ai venit cu o idee care îi împlinește pe atâția oameni. Îți mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc în primul rând. Încurajăm pe oamenii care au idei de afaceri, mai ales pe femeile care visează să devină antreprenoare, să prindă curaj. Dacă banii sunt unicul obstacol, acel steag roșu care vă oprește în realizarea visului vostru, atunci nu vă opriți. Accesați odin.md, vedeți secțiunea Femei în Afaceri. Acest program există deja din anul 2016. Este creat cu finanțarea din bugetul de stat și cofinanțarea Uniunii Europene. E foarte simplu să execuți toți pașii pe care se cer ca să puteți accesa un grant și poftim. Puteți fi în locul Eugeniei Caracaș de la Better Version, Centrul de Dezvoltare Personală din Călăraș, cu o idee a voastră de afaceri, cu un vis al vostru trecut de pe hârtie în realitate, transpusă realitate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, să aveți o zi frumoasă, urmăriți Odim, urmăriți-ne și pe noi, pentru că eu voi reveni cu alte tururi în cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală.